Acvariul din Constanța este amplasat la malul mării pe faleza cazinoului în imediata vecinătatea acestuia. Este amenajat într-o clădire cu o vechime de peste 90 de ani și adăpostește specii de pești marini și dulcicoli, indigeni și exotici, ca și unele nevertebrate marine dulcicole. Dintre acestea, colecția de sturion este cea mai bogată din lume, dominând prin dimensiunea exponatelor cât și prin longevitatea în captivitate. 10 pești au plăcut cel mai mult? Îl de ce? Pentru că era cu albastru. Ce ți-a plăcut? Mai bun, cel mai bun. Mai mm, cel, cel mai mare. Cel mai mare? De, Pentru că am mâncat mult de aia s de, mare, nu? Îmi place la acvariu. E prima oară când merg la acvariu ăsta. Și de ce ți s-a părut special? Mi-a mi plăcut somnul ăla, alb cu negru. De Prieta. ce? Ce, -i, ce, ce a el, așa special? era foarte prietenos și vro, vroia să îl mângâiem. Caracteristicile Mării Negre sunt unele speciale și din această cauză nu există foarte multe specii de pești care trăiesc aici. Marea Neagră este o mare rece. Mergeți și băgați acum degetul în ea să vedeți că e rece. Și este rece mare majoritatea lunilor din an și din acest motiv biota, speciile de pești care trăiesc în Marea Neagră, sunt specii adaptate la apă rece. Am încercat să adaptăm rechinul, n-am reușit. Conducerea complexului muzeal are în plan amenajarea unei zone speciale din acvariu care va prezenta exclusiv speciile din Marea Neagră. Vrem să prezentăm mai multe specii de Marea Neagră, cum spuneam, să mergem cu undeva și mai spre sud, la specii care nu mai trăiesc la noi, care trăiesc pe litoralul bulgaresc și turcesc, să aducem și să prezentăm și alte specii de mare cu o sanitate un pic mai ridicată, cu o temperatură un pic mai scăzută, că Așa putem să prezentăm și așa putem să arătăm oamenilor că merită Marea Neagră să fie protejată de noi. Lucrările de amenajare sunt aproape gata. Pisicile de mare au fost deja mutate în zona dedicată speciilor din Marea Neagră. Acvariul Constanțean a fost înființat în 1958 și este vizitat anual de peste 500.000 de vizitatori. În total, în acvariu sunt prezentate peste 130 de specii de pești.